Oare ce legătură există între creșterea personală și suferință? Nu ți se pare că e un paradox să le pun una lângă cealaltă? Dacă poate te-a surprins sau ți se pare interesant ce am spus, te aștept în continuare cu mine să găsim răspunsurile de la invitatul meu. Alături de mine astăzi este Beni Bulc. Beni, îți mulțumesc tare mult pentru că ai acceptat invitația mea. Mulțumesc pentru invitație, îmi face onoare. Abia aștept să explorăm anumite părți din viața ta cu singurul scop de a le fi de folos oamenilor. Este o emisiune de creștere și, după cum am spus, vedem picături de creștere prin suferință, prin momente grele și abia aștept să le explorăm. Dar până atunci ne-ar ajuta să te cunoaștem mai bine. Cine e Beni Bulc? La fel ca toți invitații pe care eu îi am și tu ai multe pălării pe care le porți, roluri, ipostaze în care te regăsești, așa că te-aș ruga în cuvintele tale să te cunoaștem prin propriile tale cuvinte. Beni Bulc s-a născut în Bihor, în Beiuș, apoi m-am mutat împreună cu familia noastră la Arad. Acolo am crescut, am studiat, am urmat studiile universitare în domeniul informaticii, am început și teologia, iar mai apoi m-am dus înspre master și am studiat administrarea afacerilor, iar mai apoi un master în teologie la Universitatea Lee din Statele Unite ale Americii. Acum sunt căsătorit, o soție frumoasă, din Sibiu, Anca. Avem 3 copilași și locuim în județul Arad. Îți mulțumesc pentru această prezentare, Beni, și dacă ar fi să nu te cunosc, efectiv să mă uit la prezentarea ta, aș spune că ai avut o viață perfectă. Aș spune că drumul tău a fost lin. Aș spune că drumul tău s-ar asemăna cu o autostradă, la modul în care tu te-ai prezentat. Dar dacă ar fi să te uiți în ansamblu vieții tale, în ansamblu drumului pe care l-ai avut, tu cu ce ai asemăna tot drumul pe care l-ai parcurs până acum? Aș asemăna drumul cu probabil cel mai bine cunoscut drum din viața mea, la propriu vorbind, drumul Arad-Sibiu, pentru că l-am făcut cel mai des, soția fiind de acolo. A fost o perioadă când îl făceam pe Valea Mureșului, pentru că era singura opțiune. Mai apoi a început să apară o scurtă autostradă de la Deva până la Sibiu. Mai apoi să se construiască încă o autostradă, Arad-Făget, și apoi încă un petic, rămânând în continuare o bucățică mică de drum care trebuie să-l faci totuși prin voie. La început, prin multe curbe, prin multe serpentine pe care trebuia să le fac, dar oportunitățile au crescut datorită faptului că vremea a trecut și au apărut aceste bucăți, să zicem, de autostradă. E cam la fel e și viața mea și drumurile pe care le-am avut, la început mai anevoioase, cu multe urcușuri și coborâșuri, apoi au fost momente în care, așa cum ai spus, pot fi autostrăzi, într-adevăr, dar niciodată nu va fi o autostradă liniștită, pentru că mereu vor exista acele bucățele în care probabil mai trebuie să urcăm, să coborâm și să avem astfel de momente. Wow, ce răspuns frumos la întrebarea mea. Frumos, dar nu simplu. Sunt convinsă că lucrurile nu au fost deloc simple. Și înainte să discutăm despre ce faci, să intrăm puțin, așa, să facem zoom in în ceea ce faci tu, aș vrea să te rog să ne întoarcem la câteva momente care au fost, după cum spui tu, mai grele. Cu ce ai vrea să începem? Păi, probabil că a fost o perioadă în care a trebuit să ne acomodăm în mutarea noastră la Sântana, să începem totul de la zero. Nu aveam prieteni apropiați, nu aveam nici biserică în localitate. Mi-aduc aminte că la noi în casă a luat ființă biserica acolo în Sântana și au venit alte persoane care au început să se mute în localitate. Iar mai apoi au fost momente dificile, pentru că viața și-a urmat un curs foarte interesant.
în toate domeniile, să zicem, în domeniul personal, în domeniul creșterii mele, ca și adolescent, iar mai apoi provocări apărute în slujire, provocări în viața de, în munca pe care o prestam și așa mai departe. Poți să amintești un episod sau să ceva în ce vrei să intrăm, în care să povestești mai multe? Probabil că evenimentul marcant sau perioada marcantă din viața mea care a schimbat pentru totdeauna traiectoria în toate compartimentele vieții a fost momentul în care am primit vestea că tatăl nostru, care era plecat în străinătate și muncea în Spania, în 2003, în preajma sărbătorilor de iarnă, pe data de 17 decembrie, în urma unui accident, a murit. În seara zilei de 24 decembrie, în ajunul Crăciunului, în ziua când el trebuia să împlinească 46 de ani, l-am primit acasă, în, bineînțeles, în Sicriu, din Spania, și au urmat momente dificile pentru mine ca și adolescent, aveam pe atunci 19 ani, o grămadă de întrebări, dar totodată responsabilitatea care a apărut în urma acestui incident, pentru că eram cel mai mare din familie și oarecum bună parte din responsabilități îmi reveneau. Dar momentul ăsta a fost momentul în care viața noastră s-a schimbat. Aș vrea să menționez că ceea ce ne-a ajutat probabil cel mai mult în această perioadă a fost faptul că lucrurile pe care le-am primit de la tatăl nostru de acolo, din Spania, după ce a murit, a fost un caiet în care își nota lucrurile administrative pe care le avea de făcut și la mijlocul lui scria mare Romani 8:28. Romani 8:28 spune, pe de altă parte, știind că toate lucrurile lucrează împreună spre binele celor ce iubesc pe Dumnezeu. Ei, scria el acolo și relata două întâmplări interesante despre doi oameni care au murit și ei au spus înainte de a muri că îl cred pe Dumnezeu pe cuvânt, chiar dacă știau că vor muri, și că Romani 8:28 rămâne valabil. Iar la piatra de la mormântul lor, oamenii au scris Romani 8:28 rămâne valabil. Le-am luat ca și motou în acel moment. Am scris și noi la piatra de la mormântul lui aceleași cuvinte și am început să privim viața altfel, să înțelegem că Dumnezeu e în control și că Dumnezeu are lucruri interesante pregătite pentru noi și că merită să mergem înainte. Asta probabil că a fost momentul care m-a schimbat pe mine ca și adolescent. Și poate momentul în care din adolescentul normal, tânărul de 19 ani, dintr-o dată deveni cap de familie. Da, asta a fost foarte interesant, pentru că mereu spun, am avut parte de o maturizare forțată. Uneori priveam la cei din jurul meu că parcă n-aveau așa de multe responsabilități, că puteau să fie mai voioși, mai bucuroși, dar totdeauna mă vedeam puțin așa, wow, eu a trebuit să mă maturizez mai repede și să nu mă mai pot parcă bucura de anumite lucruri. Însă, în timp, am văzut că această maturizare forțată mi-a dus mari beneficii de care am avut parte mai târziu în viață și pentru care îi mulțumesc lui Dumnezeu. Beni, ajută-ne să înțelegem în creșterea asta ta marcată de suferință, atunci, dacă ai intuit, dacă te-ai gândit la ziua în care ești astăzi, în care ai o familie frumoasă, poți să spui că ești un om realizat. Și din punct de vedere omenesc, putem să spunem că ești un om realizat, ai o implicare frumoasă, te-ai gândit atunci că Dumnezeu te va duce aici? Nu știam modul în care Dumnezeu va lucra. Ne-am agățat de versetul ăsta, dar veneau multe vorbe de la oameni din jur care spuneau, nu va mai fi nimic de ei. O să fie săraci, o să trebuiască să-și vândă casa, să-și plătească datorii și alte cele. Și oamenii vedeau în noi oarecum niște oameni pierduți datorită incidentului neplăcut prin care am trecut. Toate astea m-au făcut să-mi pun ambiția și să-mi doresc să demonstrez că Dumnezeu e cu noi și că nu a scăpat nimic din controlul Lui și că El ne va purta de grijă. Și așa a apărut pas cu pas în mine ambiția de a face ceva ca să demonstrez că nu vom fi pierduți. Și ce ai făcut? În mod practic, după 2 ani de la incident,
în 2005 am deschis o firmă, o firmă care a început să crească an de an, în care mi-am adus mai întâi, bineînțeles, frații mei alături și alături de care am început să lucrăm în domeniul IT-ului. Era perioada interesantă când oamenii își cumpărau câte o placă video, câte un DVD writer, își cumpărau calculatoare în rate. Mai târziu s-au vândut pe internet, apoi a apărut nevoia de servicii, contracte de mentenanță, rețelistică și așa mai departe. Și am început să lucrez în domeniul ăsta al IT-ului. Bineînțeles, în paralel făcusem și facultatea, pentru că mă înscrisesem la facultate și am început să merg înainte, să zic, în direcția asta. O vedeam o nevoie pentru comunitatea în care eram, nu era nimic în domeniul IT-ului, oamenii nici nu știau, mi-aduc aminte că mai mergeam pe la unii să le ofer servicii de IT și le propuneam ideea de contract de mentenanță și spuneau, ce e asta, o să vii pe aici și să ne iei numai niște bani, nici măcar nu cunoșteau noțiunea asta de mentenanță, de faptul că și calculatoarele trebuie întreținute. Beni, ascultându-te vorbind, m-am gândit cum erau zilele tale. Erai mânat de o ambiție, erai mânat de o viziune. Dacă stai să te uiți un pic în urmă, cu gândirea pe care o ai acum, mai presus de faptul că tu sperai, cum ai spus tu, știai că Dumnezeu se va îngriji, cum treceau zilele? Ce te ajuta să treci de la o zi la alta? Vedeai rezultate în ceea ce făceai? Ce te ajuta cel mai mult în acea perioadă? În perioada aceea m-a ajutat faptul că mă vedeam foarte util pentru comunitatea în care eram. Vedeam nevoia mare care exista și vedeam că pas cu pas pot să răspund nevoilor comunității în care eram. Vedeam că e nevoie de ceva nou, imediat mă formam, mă pregăteam și încercam să răspund acelei nevoi. Vedeam că cresc foarte mult vânzările pe partea de rate, am început să mă pregătesc să pot să dau în rate. Am văzut că trebuie făcut partea de online, puțin pusă la punct și să pot să fii vizibil și pe internet. Bineînțeles că am început să mă pregătesc în privința asta și să pot să răspund nevoilor care erau. Dacă ar fi să mă întrebi ce câștigam în acea perioadă financiară, nu mă pot lăuda cu realizări foarte mari, pentru că era o piață în dezvoltare, să aveam satisfacții extraordinar de mari, pentru că simțeam că fac ce-mi place și că oamenii au nevoie de ceea ce ofeream acum sau urma să le ofer în viitor. Care au fost stâlpii tăi de siguranță în acei ani? În primul rând Dumnezeu. M-am agățat tare de El și am crezut promisiunea asta că nu ne va lăsa. Scuze-mă că te întrerup. Ce înseamnă asta practic? Într-un mod practic înseamnă să cred că Dumnezeu mă călăuzește în fiecare pas pe care îl fac. Că nu voi merge înainte în ceea ce mi-am propus în firmă și să ajung să lucrez poate în zadar sau să pierd într-o zi totul, ci că ceea ce fac, fac cu Dumnezeu. Pentru că mă agățam de promisiunea asta că El ne va purta de grijă. Da? Și atunci credeam că Dumnezeu mă va binecuvânta și în privința asta. Asta a fost primul stâlp pe care l-am avut. Apoi a fost familia. Familia care la început a fost familia mare, maica mea, frații mei, care îmi ofereau un suport extraordinar de puternic în ceea ce făceam. Credeau în visul meu, erau alături de mine. Mai apoi a venit soția care m-a ajutat enorm să îmi adaptez ceea ce știam să fac la un vis pe care l-aveam, despre care o să vorbesc mai târziu. Și să-mi dea o direcție și apoi au mai fost mentori, oameni care am avut în jurul meu, care m-au ajutat să înțeleg cum se face. Pentru că nu știam, aveam 21 de ani când am început și nu știam, am avut nevoie de mentori și apoi am încercat să cresc prin diferite cursuri, training-uri la care participam, eram flămând parcă. Să aflu nu neapărat o cheie de succes, dar să văd cum să mă educ. Ce să fac, ce să nu fac, cum să fac. Și ăștia pot să spun că au fost stâlpii de care m-am rezemat în perioada asta. Dacă ar fi să ne gândim la valori, principii, ancore, lucruri care te ghidează în viață, ai putea să ne menționezi câteva ancore pe care încă le ai și care pur și simplu sunt
adânc înrădăcinate tine? Dacă ar fi să vorbesc de ancore, chiar dacă nu sună poate așa foarte profitabil pentru unii, am mers mereu în viață după principiul ăsta, chiar dacă tatăl ne spune așa o vorbă, să lași întotdeauna loc de bună ziua. Chiar dacă uneori am pierdut, să zic, în ceea ce făceam, am încercat să îl prezentăm mai întâi pe Hristos. Comunitatea în care eram nu era foarte mare și ne cunoșteau oamenii. Bineînțeles că ne asociau mereu cu confesiunea din care făceam parte și nu ne-am permis să lăsăm cumva umbră de îndoială în ceea ce făceam sau oamenii să bănuiască că i-am putea înșela cu ceva. Am încercat să fim corecți cât a ținut de noi, chiar dacă uneori am pierdut. Deci am preferat uneori să pierd decât să se audă că, uite, am avut experiența cu Benny sau cu cei care lucrează în firma lui și uite ce experiență. Pentru că am încercat mereu să-i pot duce pe oameni spre Hristos și să-i pot duce la evangelizare, la biserică, să pot să-i chem. Asta a fost unul dintre lucrurile care au contat mereu. Apoi, pentru că tot am vorbit așa de des de acel verset al familiei noastre, am învățat că viața, într-adevăr, e interesantă și că Dumnezeu nu-ți dă întotdeauna un tort în față, ci uneori îți dă poate făina, ouăle și tu trebuie să lucrezi ca în final, să beneficiezi de acel tort, să zic. Ei, am înțeles mai târziu acest aspect al versetului că toate lucrurile lucrează, deși acea făină, dacă ar fi să o luăm, să o gustăm, nu-i bună la gust. Da, eu știu, drojdia pe care o pui acolo nu-i bună la gust. Dar când le pui împreună, formează ceva frumos. Apoi le pui în cuptor și apoi ceva delicios. Cam așa e și în viață. Indiferent că vorbim de aspectele materiale sau spirituale, cred că fiecare moment din viață prin care treci își aduce aportul la creșterea ta. Chiar dacă uneori e amar, chiar dacă uneori e sărat, chiar dacă uneori nu are gust bun, dar când vei privi în urmă la ceea ce ți s-a întâmplat sau prin ce ai trecut, vei vedea că s-a format o prăjitură frumoasă acolo, un tort, dacă vreți, frumos, care e bun la privit, e bun la gust, care îți face plăcere să te bucuri de el. Ce imagine vizuală ne-ai oferit acum? O imagine foarte frumoasă, să ne gândim la viața noastră ca la o prăjitură bună, ca la un tort. Oare cum vrem să arate? Cum vrem să fie la gust? Vrem doar să arate bine și să fie amar în interior? Sau vrem să fie gustos, aspectos? Până la urmă, modul în care noi reacționăm, din ce spui tu, este ceea ce va face diferența. Beni, imaginează-ți că ne ascultă cineva care poate a trecut prin provocări mai mult sau mai puțin asemănătoare cu ale tale. Și că în momentul ăsta ne ascultă și are avea nevoie de niște sfaturi. Dacă ai putea să-i spui, să-l încurajezi și să-i spui, poate sună ciudat ce spun acum, niște beneficii? Beneficii însemnând niște rezultate bune a ceea ce s-a întâmplat, pe care tu le vezi astăzi. Deși drumul ăsta al suferinței, să zic, n-a fost ușor, dar a fost un drum care m-a format foarte mult, care m-a maturizat, care m-a făcut să știu ce-mi doresc de la viață. Mă uitam la alți adolescenți și la alți tineri din jurul meu care încă nu știau ce vor face peste 2, peste 5 ani, cum va arăta viața lor la 25 de ani. Eu aveam dorința asta, eram foarte puternic mânat de dorința de a demonstra că se poate în România. Asta a fost foarte interesant să cred încă în visul ăsta, la acea vârstă, să demonstrez că se poate. Cu toate că era greu, că sistemul era destul de anevoios, mereu mă gândeam la asta, o să arăt, se poate, se poate și în România. Ei, am știut ce vreau și cred că ăsta a fost unul din beneficiile mari. Am știut ce vreau, am fost lăsat maturizat, să zic, de provocările pe care le aveam și de încercarea prin care am trecut în perioada aceea. Le-aș mai spune să se pregătească din timp pentru viață, celor care ascultă și poate sunt tineri, pentru că nu știi niciodată când trebuie să o iei în serios. Când dintr-o dată rămâi tu cu ceea ce poți să faci sau știi să faci și
să fii pregătit să poți să mergi înainte și să înaintezi. Asta le-aș spune celor care ne urmăresc. Beni, ce face diferența dintre o persoană care trece prin provocările prin care ai trecut tu și se ridică, crede că Dumnezeul va răscumpăra cumva toată suferința, și o persoană care se dă bătută în fața suferinței și care spune ok, nu are sens să mai lupt cu viața, pentru că și rămâne în statutul de victimă. Da, aici e foarte interesant că mulți trec prin voi în viața lor și probabil că rămân acolo jos bătuți. Însă cred din toată inima mea că trebuie să te agăți puternic de Dumnezeu în acea perioadă și să crezi că El e cel care e lângă tine, că îți conduce viața, că are un scop cu tine, că nu s-a terminat acolo și că încă mai poate scoate ceva foarte bun din tine. Cred că trebuie să crezi în viitor, să crezi că nu e vorba numai despre acum sau despre trecut. Tu nu ai fost și tu nu doar ești, ci tu vei fi. Cred în asta din toată inima mea și aș încuraja pe oricine să nu privească neapărat la eșecuri, la voi, la ceea ce e acum, ci și la ceea ce poate să fie în viitor. Pentru că cred că pentru fiecare dintre noi este un plan bine definit în care la un moment dat o să din care o să-i vedem beneficiile. Dacă ai stat să te gândești la Beni de la 16 ani, ce își dorea Beni de la 16 ani? Își dorea lucruri diferite? De fapt, ce vreau să te întreb este, dacă nu ai fi trecut prin acea mare încercare prin care ați trecut, crezi că mi-ai fi ajuns omul, din toate punctele de vedere, care ești astăzi? Te-ai gândit vreodată la asta? Da, m-am gândit mereu. Știi, am încercat să-mi fac o poză așa, să văd cum arătam. Mă gândesc uneori că probabil era mai voios, mai nu așa de responsabil, poate. Mereu m-am văzut, datorită faptului că am trecut prin unele situații, că a trebuit să devin mai serios. Și de regulă am o față așa și o fizionomie mai serioasă. Și uneori mă gândesc că poate datorită aceea prin ce am trecut. Însă, cred că există o greutate în spate pe care am primit-o datorită experiențelor pe care le-am avut. Și dacă ar fi să mă întrebi, privind în urmă, chiar dacă aveam alte așteptări de la viață și o altă traiectorie pentru viața mea, mă vedeam și eu altfel la vârstele și la perioadele de vârste prin care eram. Poate nu așa ocupat, da? Poate nu atât de stresat. Ajunsesem într-o perioadă, chiar mi-am numărat undeva la 150 de apeluri pe zi, ceea ce era de multe ori obositor, munceam foarte mult și mă uitam la alții că ei sunt mai relaxați. Însă, toată această perioadă s-a transformat în ceva bun pentru mine și care cred că m-a format, nu ca aș fi eu cineva, dar strict în dreptul meu, privind la mine, ceea ce sunt mulțumitor lui Dumnezeu că sunt datorită experiențelor pe care le-am acumulat până acum. Îți mulțumesc tare mult pentru tot ce mi-ai împărtășit. Aș vrea doar să precizez că aceasta este doar prima parte a interviului nostru, urmează și a doua parte. Și o întrebare de final care să și deschide discuția noastră e referitor la activitatea ta și a voastră muzicală, pentru că dacă cei care te-au ascultat au crezut că asta e tot în ceea ce privește, în ceea ce îl privește pe Beni, pe lângă afacerea pe care ați deschis-o, pe lângă studii, pe lângă implicare în comunitate, voi slujiți prin muzică, ați slujit. Și asta se adaugă la tot ce am spus mai devreme. Cum a venit această, cum să zic eu, nevoie de a merge mai departe și prin muzică, având în vedere că poate voi erați cei care trebuia să fiți mângâiați? Da. Aș sublinia aici că un rol important l-a avut în partea asta spirituală și slujire, cum o numim, faptul că am fost antreprenor, am putut să-mi organizez puțin timpul mai altfel și să nu depind de cineva dacă mă lasă să fac ceva, să merg.
Călătoream foarte mult, ani de zile mergeam pe la evangelizări împreună cu frații mei. Am avut un grup în care cântam. Imediat după incidentul din 2003, am început să vedem că foarte mulți oameni trec prin voi adânci și că experiența noastră, felul în care Dumnezeu ne-a ridicat și ne-a ajutat să mergem mai departe, ridică pe foarte mulți. Am văzut în asta un beneficiu foarte mare, am început să ne vedem utili prin asta pentru alții și asta ne-a ajutat foarte mult, ne-a încurajat să mergem, să spunem și altora. Înainte de a cânta, povesteam de felul în care Dumnezeu a lucrat în viața noastră, că nu ne-a lăsat, că ne-a purtat de grijă și așa puteam să îmbinăm. Eram la lucru dimineața, dacă cumva trebuia să plecăm mai devreme, că era mai departe, ne permiteam lucrul ăsta să putem să plecăm. Dar totodată și la lucru era un când de evanghelizare, dacă pot spune. Mi-aduc aminte cu plăcere de perioada în care aproape toți liderii religioși din oraș îmi erau clienți. Și pe lângă faptul că veneau să le presteze anumite servicii sau să achiziționeze ceva, povesteam. Mi-aduc aminte chiar cu unul dintre cei de la biserica, una din bisericile istorice, cum împărtășeam cum reușim să ajutăm tinerii să le fim cât mai eficienți în slujire și împărtășeam mereu și mereu subiecte comune. Și am văzut-o și ca pe o oportunitate și ca pe ușă deschisă să le spunem oamenilor mereu despre Hristos. Chiar și acolo, în magazin, în firmă, dar o făceam și după masa și seara când mergeam să cântăm și a fost un timp superb, de care mi-aduc mereu cu drag aminte. Beni, tot ce ai povestit tu, greutăți, modul cum ați ales să faceți față acestei situații, la mine se face așa ca o pâlnie și îmi rămâne un cuvânt, alegere. Ați ales să nu rămâneți în mentalitatea de victimă, să vă încredeți în Dumnezeu, dacă aș putea să fac o concluzie, să credeți chiar dacă nu ați văzut atunci, în prezent, ci să credeți într-un viitor. Despre acest viitor ne propunem să vorbim în următoarea parte și vreau să-ți mulțumesc pentru tot ce ne-ai împărtășit. Nu cred că a fost ușor, dar speranța noastră este ca aceste lucruri să fie de ajutor, de mângâiere și de încurajare pentru cei care ne ascultă. Mulțumesc și eu pentru invitație încă o dată, mi-a făcut plăcere. Îți mulțumesc și ție pentru că ai ascultat acest interviu. Te încurajez să te gândești puțin care sunt provocările pe care tu le-ai avut în viață, care sunt încercările prin care tu ai trecut în viață, care sunt cele mai grele lucruri prin care ai trecut în viață și îmi doresc ca acest interviu să-ți fie o sursă de motivare. Adu-ți aminte, la fel cum îți spun întotdeauna, că acțiunea după ce tu asculți acest interviu este cea care bate ficțiunea. Să ai o zi cu rost!